Hai, nu începe cu lacrimogene de astea, bă. Ce vrei să fac acum, să râd? Șem, s-a născut vreuna, toată lumea să se întreagă mie clapă. Doru învârte femeile pe deget. Și când o să mur, vreau să am așa 3-4 gagici pe o parte, 3-4 pe o parte și alea să danseze așa, pe lângă mine. Cum ne ferește, Doru, dar eu te iubesc, nu poți să-mi dai păpuci așa la telefon. Nu știi că eu ăsta sunt în momentul în care începem să depășim limita aia și bariera respectivă, ea trebuie să zboare când are încotro? Nu agrezi nesimțitii ca tine, asta nu agrezi. Băi, ce mă cu atitudinea asta? Vezi, de asta n-am mai vrut să stau cu tine. Dar eu sunt foarte liniștit, coboară, doamne, iartă-mă din mașină, nu începe să mă nervezi. Dai, coboară jos! Încep să mă apropii de coconița asta și nu-mi place. Vom deveni părinți! S-a întâmplat, Ghinion. Foarte de lași ești! Ce înseamnă, ce o să-mi bagi cu jeapca copilul în brațe, dacă eu nu mi-l doresc? Dacă faci rău, mamă, o să dai de rău, să știi. Tu. El este soțul meu. Astăzi vom avea în centrul atenției un aventurier. Un tânăr care iubește viața și o trăiește intens. Nici pe plan profesional, tânărul nu se prezintă rău deloc. Cu alte cuvinte, protagonistul nostru se bucură de toate aturile și beneficiile unei vieți pe care o trăiește într-un mod egoist. Însă ce scapă el din vedere este că anii trec și nu-i iartă greșelile trecutului, motiv pentru care el va trebui să-și asume și consecințele aferente, care presupun atât suferința lui, cât, din păcate, și a celor din jur. Doru este un crai al capitalei care învârte fetele pe degete. Pe cât este de implicat în a-și construi o carieră de succes, pe atât de superficial și neimplicat este în viața lui personală, care are deja un palmares impresionant. De ce? E simplu. Relația lui Doru cu o tânără durează până când acesta se plictisește de ea ca apoi, în cel mai umilitor mod, să o anunțe că o părăsește. Din păcate, în momentele ce urmează, veți vedea la ce ne referim. Bună, bună! Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine, mi-a fost așa dor de tine. Uți! Ai așteptat mult pe aici? Nu. Am crezut cum mântul peste dorul tău. Ți-am fost dor de mine? Da? Chiar ți-a fost dor de mine așa? Da, nu știu ce să zic. O, pot să zic. Dacă aș spune că mi-a fost foarte dor, te-aș minți. Eu și Doru avem 2 săptămâni și pot să-mi spun că mi-am dat seama că el este bărbatul pe care eu mi l-am dorit dintotdeauna. Înainte de toate, am început pentru tine. Uite. Ce este? Sper să-ți placă. Băi, nu trebuie să deranjezi, mă. Nu e niciun dragi. E plăcerea mea. Mai dat o căruță de bani pe chestia asta. Nu asta era important. Deci, ce-ai zis mai devreme? Da. Nu știu cât de fericit o să mai fii tu când dai mie cadoul ăsta, dar trebuie să-ți spun că așa m-a învățat mama. Când o femeie îți spune după doar 2 săptămâni că te iubește și că nu mai poate de dorul tău, fă-o să fie și mai dor de tine. Dă-i papuci. Păi, nu mai putem să fim împreună, sincer. De ce? Nu știu. Simt că nu ești ce vreau eu. Eu am alte tendințe. Am alte planuri cu viața mea. Nu prea ne potrivim, nu simți chestia asta. Și îmi zici asta după 2 săptămâni. Păi, consider că ca un om matur ai timp în 2 săptămâni să-ți dai seama dacă îți dorești pe cineva sau nu. Nu pot să cred că mă părăsești așa. Nici măcar nu mi-am dat un motiv să fac asta. Nu știu, am greșit cu ceva? Eu? Nu e vorba dacă a greșit cineva sau nu. Pur și simplu nu ne potrivim, nu știu. Eu asta simt. Tu nu simți că nu ne potrivim? Adică și când mergem pe drum, zici că suntem... Nu, adică astea 2 săptămâni cu mine și mi-ai stat chestii. Da, mă, ok, a fost așa o flamă de început, știi? Da. Da, vezi tu, suntem oameni în toată firea. Hai, nu începe cu lacrimogene de astea, băi. Ce vrei să fac acum, să râd? Nu, dar trebuie să fii conștientă de faptul că orice început are și un sfârșit acum. Ce să-i facem? Da, nu după 2 săptămâni. Mă așteptam să încerci mai mult. Păi n-are sens să încerci ceva ce oricum nu merge. Adică de la bun început îți dai seama dacă are sens. Și tu din prima zi, nu? Ca să păi nu n-ai cum să-ți dai seama din prima zi. Tocmai că, uite, 2 săptămâni e fix ce trebuie. Știi, nici prea mult, nici prea puțin. Mai dă-mi o șansă măcar.
Băi, n-ai cum să ceri ceva ce nu merge. Nu, hai să facem așa. Ai o vârstă, am o vârstă, suntem oameni în toată firea. Ne-am asumat ce ne-a plăcut să facem. Exact, pentru că sunt matură. Exact. Nu dau cu piciorul atât de repede. Păi, tocmai, nu înseamnă că dai cu piciorul. Dacă un om îți spune că nu-și mai dorește nimic cu tine, bă, asta este. Am simțit-o pe el. Este pe interes. Și mie nu-mi plac fetele de genul. Îl blestem pe băiatul ăsta să treacă prin exact ceea ce trec eu acum. De ce? Ok, vrei să-ți o spun, să spun. Mi-am găsit pe altcineva, frate. Pur și simplu. Hai. Pa. Și pleci așa? Pe bune? Ți-ai uitat cutia! Ce ne-ai simțit? Nici măcar n-am luat cadoul. Cât de cinică este atitudinea lui Doru, la câtă nonșalanță văd Dita afișat Doru într-un moment neplăcut pentru Ela, sigur această fată nu a însemnat nimic pentru el. Dorule, puteai să încerci măcar să fii domn, chiar dacă în realitate nu ești. Dacă tot am aflat că tânărul Don Juan are o altă iubită, haideți să o cunoaștem și noi. Alo, iubire, ce faci? Nu știu, am cam făcut dezolațiile când te aștept. Pe unde ești? Stai, sincer, am și uitat de tine, doamne, iată. Cum să uiți de mine? Ești nebun la cap? Tu îmi zici să vin aici și... Nu, măi, m-am dat o grămadă de treburi și m-am uitat că nu ți-am spus. Ce anume să-mi spui? Tu mi-ai zis să vin aici. Ce anume să-mi spui? Ți-am spus să-mi ia acolo, într-adevăr, dar între timp... Am dat-o cu alte treburi, m-am aglomerat. Am înțeles. Și mie când aveai de gând să-mi spui? Am crezut că te-am spus, dar nu am mai stat să-mi bat capul. Eu nu știu ce am venit cu impresia că ți-am spus. Băi, băiatule, ce să-mi spui? Să-mi zic că între noi doi s-a terminat. Doru, nu-mi place să fiu luat la întrebări unde sunt, ce fac, de ce nu sunt. Sau chestii de genul. Iar în momentul în care o femeie începe să cațere pe mine, încep să mă debarasez. Nu pot să cred. Râzi de mine, faci mișto, nu e adevărat. Sincer, nu ești ce-mi doresc astăzi, și trebuie să înțelegi acest lucru, da? Doru, dar... Nu mai căutat de tăile tale și trebuie să vă zice. Nu știu ce să-ți spună, că mie nu-mi plac chestiile să respunzi așa, așa că hai să o scurtăm să nu... Am crezut că l-am prins pe Dumnezeu de un picior, dar încolo mi-am luat mare țeap. Băi, uite care este ideea. E foarte adevărat ceea ce spun și încearcă să te concentrezi, dar pentru că am foarte mult indisponibil la ora asta. Da? Cum ne feriți? Dacă mă mai calmi și nu te cer, o să încep să fac mișto de tine, pentru că altfel nu pot să tratez situații. Cum ne feriți, Doru, dar eu te iubesc, nu poți să-mi dai păpuci așa la telefon. Ia privește-mă cum poți, da? Hai, te rog, eu încearcă să mă uit și lasă așa cum a picat, da? Hai, pa, pa! Îmi vine să cred că mi-a dat papuci așa. Ele spun că mă iubesc și că nu mai pot de mine și chestii de genul. Dar după ce mă despart de ele, a doua zi își găsesc un alt fraier pe care să se răzbune pentru ceea ce le-am făcut eu. Aceeași manieră deloc diplomată și lipsită de tact adoptă Doru și în cazul Inei, poate chiar mai rău ținând cont de faptul că despărțirea s-a petrecut telefonic, nu față în față. Dar stați să ne înțelegem, istoria se repetă, astfel îl vom revedea pe Doru în compania celei de-a treia cuceriri de-a lui. Bună, iubitule! Bună, bună, bună! Ce faci? Bine! Ai întârziat iar! Am avut puțină treabă, s-a întâmplat să se nimerească, să am mai multă treabă. Ce vă aștept? E totul bine? Eu sunt bine, mi-am comandat ceva de băut. Vrei și ceva? N-ai mai avut răbdarea? Nu, că nu o să stau foarte mult. Nu. De ce nu stai mult? Ai zis că e ziua ta liberă astăzi și că stăm și noi mai mult împreună. Da, mă, e ziua mea liberă, într-adevăr, nu mai am nimic de făcut, dar... nu o să stau mult pentru că... Pentru că... Va trebui să plec. Vrei să plecăm de aici? Nu. Vrei să mergem la tine? Nu, măi, nu, stai. Ia ușor, nu, mă... Atunci ce s-a întâmplat, că nu înțeleg. Nu ești pe vibe, știi, adică nu știi.
Nu, ce să te aștept. Păi, o să plecăm pe drumuri separate. Cum adică o să plecăm pe drumuri separate? Adică nu o să mai fim împreună. Nu vreau să mai fim împreună. De ce? Nu ne potrivim. Tu nu te vezi că nu ai nicio treabă cu mine și nici eu cu tine? Mie îmi place să mă distrez cu fetele. Dar în momentul în care lucrurile devin serioase, îmi iau zborul. Mi se pare că îți bagi joc de mine. Nu, pur și simplu comunic cu tine. Dacă ești aptă să înțelegi ce spun, bine, dacă nu, păi e bine. Înțeleg, dar ești absurd. De ce? Păi în atâta timp de-abia acum ți-ai dat seama că nu ne potrivim și vii și îmi dai papuci așa la terasă. Stai, mă, că nu vorbim de ani, atâta timp. Da? Adică nu, da, totuși. E o perioadă scurtă în care a fost un fel de probă. Nu ai trecut proba, asta e ghinion. Doru, tu îți bagi joc de mine? Nu. Faci mișto de mine, la camera ascunsă, unde sunt, unde trebuie nu, să mă uit. Hai să te calmezi puțin, calmează. Păi nu, că hai să te calmezi, dar se pare normal? Deja se uită lumea la noi, calmează. Și ce dacă se uită lumea la noi? Am crezut că mă iubește și că vrea mai mult de la mine, dar ne simți tu doar să folosi de mine. Băi, pentru mine seriozitatea e foarte importantă, să știi. Iar eu când am ceva de spus, spun lucrurilor pe nume. Și dacă îți spun în față că nu mai merge între noi, trebuie să înțelegi chestia asta. Doru are impresia că poate să-și bată joc de oricine, dar într-o zi o să plătească foarte scump. Ne bucurăm că vrei să te distrezi, Doruț, dragă, dar nu bătându-ți joc de niște tinere care se îndrăgostesc de tine. Oare ce părere are mama lui Doru despre felul lui de a-și trăi viața? Asta dacă știe, bineînțeles. E bună, mamă, îți place? Păi vezi, asta era și ideea, dragul meu. Mama este singura femeie pe care n-aș părăsi-o. Ea mă iubește necondiționat. Indiferent de orice aș face. De când ai mai mâncat și tu o ciorbă, mai Dorul, mamă? Să tot fie. Păi, vezi, când eu spun, mamă, să te așezi și tu la casa ta, să-ți faci și tu un roz, mamă. Păi ce treabă are bre casa cu ciorbă? Păi are, că uite, are și pe tine cine să te aștepte. În ideea asta spun, să te aștepte și pe tine cineva acasă, mamă, cu o ciorbă caldă, mamă, cu o vorbă caldă. Asta, bre, nu vin la tine și faci tu, uite. Ai lasă, că vii la mine când vii la mine. Odată la nu știu cât timp vii la mine. Ideea este alta, mamă. Of, să-ți găsești și tu o fată al Dumnezeu. Iară, ce bine. Să-ți poarte de grijă. Să ai și tu o mâncare caldă. Să nu te mai duci la restaurant tot timpul. Să nu mai alegi pe la mine. Pe ce vrea eu de-au femei să-mi facă să mănânc? Eu le-au să mă distrez și atâta. Ia uite. Ce-l mâncă de mâna, bă? Eu sunt nebun să mănânc de mâna, bă. Doru, mamă, dar până când mama alegi din floare în floare, e posibil așa ceva? Am înțeles, mamă, dar ai și tu o vârstă, trebuie să te așezi și tu la casa ta. Hai, să ai și tu mai pot să mănânc ciorba asta. Hai, lasă, mănâncă. Dar aștept și eu, mamă, să vii cu o femeie acasă, să mi-o prezinți. Of, să faceți și voi un copil. Ah, hai, gata, mi-a pierdut mama. Doru, mamă, chiar n-am vrut să te necăjesc. N-ai, dar gândește-te, nu, da, mamă. Ai făcut-o. Nu îmi place mie, mamă, ideea asta, ce vin matale, ia la mine, cu copii, cu familie, cu d-astea, cu nu știu, mă ia urticare, uite, mă mănâncă pielea când aud. Mamă, nu imediat, dar să ai și tu o stabilitate într-o relație. Dacă Doru mi-aduce acasă o fată, ea o să fie pentru mine fata mea, o să fie ca și copilul meu, o să fiu prietena ei. Nu-mi place când mama insistă foarte mult cu chestiile astea, dar m-am obișnuit cu ea și nu le mai pun la suflet. La tine, pac, una vine, alta pleacă, una vine, alta pleacă. Păi ce să le fac, mamă, să le leg de pat? Eu nu-mi place mie să mă leg la cap aiurea. Mai Doru, mamă, gândește-te că roata se învârte, mamă. Și nu cumva să găsești vreuna să te facă să suferi, mamă. Aia, dar tu crezi că eu sunt fraier? Mai păi Doru, la mine, mamă, cum simt că s-a îngroșat treaba, i-am și dat bilet de vacanță. Păi cât, mamă, cât, că trece viața pe lângă tine. Lasă-mă pace. Mă, copilul meu, mă, copilul meu, aole, dacă nu mai omoră Doru, de ce să mă fac eu cu tine? Mă, tu știi că eu am fost de acord cu tine și am fost alături de tine. Dar până când, mă? Când merge, mamă, când mă ține? Nu știu cine i-a băgat asta în cap mamei, dar prea curând cu pirostriile pe cap, nu o să mă vadă. Când e îmbătrân, nu, dar după bune, n-ai de gând să te... Băi, mamă, eu mi-am făcut planul în viață, eu vreau să muncesc
Așa? Până pe la 45-50 de ani. Să-mi strâng bani. Mulți am atât de mulți bani încât să îmi permit să plătesc chiar și o bucătărie să se îngătească. Nu vreau nevastă, nu vreau copii, nu vreau familie. Ce vrei de la viața mea? Și când o să mor, vreau să am așa 3-4 gagici pe o parte, 3-4 pe o parte și alea să danseze așa pe lângă mine. Nu vreau să mă plângă nimeni. Că le mai și vezi tu pe alea atunci. Nu, doar mamă. Hai, să lăsăm gluma deoparte, știi? Păi nu, eu nu glumesc. Să știi și tu că în viață, da, dacă faci bine, acel bine se va întoarce. Dacă faci rău, mamă, o să dai de rău, să știi. Ține cont că eu fac numai bine. Că da, altfel nu s-au uitat asta la mine. Dintr-un anumit punct de vedere faci bine. Foarte bine, nu că bine. Dar vezi ce faci, că s-ar putea roata aia să învârtă și totul să vină în portul. Păi să se învârtă, vreau să facă și ele bine, nu numai eu bine. Bine, lasă bine. Că o să găsești tu una să spună ție capac. Uită-te încolo la mine. Nu. S-a născut aia furisită să-mi pună mie capac? Bine, Doru, mamă, bine. Orice naș, își are naș. Uite încolo la mine. Eu sunt nepotezat, n-am naș. Da. Mai vedem noi. Doru învârte femeile pe deget, dar o să găsească el una într-o zi care o să-l învârtă de nu o să-și mai revină niciodată. Pune mâna și te însoară, mă. Hai, bă, că nu mai stau mult cât mi-a dat un mesaj, mă, să mă văd cu el. Bine, mă, cum zici tu. Dar mai gândește-te. Sărbuna, mersi mult pentru ciorbă, să cu drag, mamă. Mă bucur, mamă, că ți-a plăcut. Te așteaptă, mamă. Până la un punct, mama lui Doru se pare că l-a aprobat în privința vieții lui de mare crai, dar acest fel de a fi al lui a cam devenit a doua lui natură. Faptul că nu simte nevoia să-și pună pirostriile nu e de condamnat, însă felul în care tratează iubitele provocându-le suferință exact atunci când acestea se îndrăgostesc de el, este reprobabil. Vorba aceea, roata și de pătrată tot se învârtește. Doruțule, nu știi ce-ți rezervă viitorul. Bine, am mers să fac floricele. Vrei și tu? Nu, că mă rămân între dinți. Dar nu pleca, mai stai și tu aici. Sunt cu Doru de 3 luni și simt că este bărbatul vieții mele. Lili e cea mai lungă relație a mea. Nu am stat cu nicio fată atât de mult. Vrei să scapi? Vrei să pleci? Dar nu vreau să plec nicăieri și n-aș merge nicăieri fără tine. Ce crezi? N-aș merge nicăieri fără tine. Chiar nicăieri n-ai merge fără mine? Iubitul meu nu mi-a spus că ține la mine. Însă îmi demonstrează prin fiecare gest și comportament că ține la mine. Simt că mă îndrăgostesc de fata asta, deși n-ar trebui. Dar nu pot să mă opresc. Ne simțim foarte bine. Suntem deja de 3 luni împreună. Corect? Da. Da? S-au făcut 3 luni deja? Da. Așa. Și nu știu, mi se pare că ar trebui să mergem așa la următorul nivel, adică să simt că îți dorești cu adevărat să fii cu mine și te vezi în viitor cu mine. Îmi doresc să trec la pasul următor cu Doru, însă în același timp nu vreau să-l sperii și o să-l iau ușor. Nu vreau să ți se pare că sunt vreo nebună crizată care asta așteaptă și nu mai poate și vă înțelegi și vreau să nu, spun. Nu înțeleg unde vrei să ajungi și de asta încerc să mă gândesc, dar deja mă doare capul. Adică uite, de exemplu, ca să fiu și mai sinceră și transparentă, mi-ar plăcea foarte mult ce să mă prezinți mamei tale. Dacă eu voi prezenta mamei pe Lili, viața mea s-a terminat. Se vor alia împreună împotriva mea și vor face din mine un bărbat însurat și de casă. Dar ce legătură are una cu alta? Ce dacă nu te prezint părinților mei, asta înseamnă că ce... Nu îți dau încredere sau care e, dacă nu înțeleg. Oarecum, adică să mă asigur că îți e ok cu mine, că nu ți-e rușine cu mine, că mă prezinți prietenilor și oamenilor dragi ție. Adică... Da, n-am ieșit cu tine la restaurant, adică dacă mi-era rușine cu tine, nu ieșeam deloc. Ne înțelegem foarte bine și că ar fi bine să mergem la următorul nivel, în direcția asta. Eu zic să nu-ți mai bați capul la tot. Eu știu că trebuie să trăim clipa și momentul. Eu și că... zic să nu te-ți mai faci capul atâta. Zic să te axezi mai mult pe a te distra, pe a te simți bine, da? Da, știu asta și ai dreptate și bine ai dreptate. Ai dreptate. Este prima femeie cu care am ajuns în punctul ăsta. Nu vreau să fac vreo greșeală.
Ei, Doru al nostru spune că s-a îndrăgostit ajungând la performanța de a rezista lângă Lily 3 luni. Într-adevăr, este fragilă această relație ținând cont de superficialitatea lui Doru, însă Lily, suficient de precaută, știe când să renunțe la niște insistențe care pot fi în defavoarea relației. Dacă acum, pentru prima dată, Doru se află într-o relație, poate este momentul unui nou început pentru acest Don Juan, început pe care merită să-l sărbătorească alături de prietenul lui bun, Benny. Ia zi, băi, Casanova, care-i treaba? De ce ești necăjit? Nu știu, mă, ce, sunt așa un pic obosit, poate. Bă, ce, ți se pare că sunt supărat sau așa? Dacă nu te-aș cunoaște, aș mai zice, te-aș crede, dar... Ce, bă, ce vrei să zic? N-am nimic. Ești curios tare, ești nebun. Fierb. Te cunosc, mă, dacă nu te cunoște, mă ziceam. Nu, no, Emma, mă gândesc eu așa la... La ce te-ai mai gândit? La o Dudu, Emma. Deci tot despre femeie, bă, bă. Ce-i mai important decât femeile pe lumea asta? Ai și tu dreptate. Și? Ce s-a întâmplat? S-a tras clapa sau... Mie clapa? Ce? S-a născut vreuna pe lumea asta să-mi tragă mie clapa? Taie cu minte, bobiți. De asta te întrebam? Nu, tata, nu. Încă nu. Da? Nu s-a ajuns acum. Mă gândesc așa că... încep să mă apropii de... de coconița asta și nu, nu-mi place. Trebuie să-i dau vacanță. De ce nu, Dălini? Te apropii? Nu vreau să devin sclavul iubirii. Orice naș și are nașul. Ce credea Doru, că o să meargă la infinit? Adică ai început să ai sentimente tu? Nu, mă, sentimente. Deja vorbești departe, șefule, nu. Păi, te apropii, înseamnă că ai sentimente? Nu, înseamnă că încep să te atașezi, oarecum, știi? Și acum să înțeleg că ai început să te atașezi și acum încep să scap de aia, sau cum? Păi trebuie. Atașat, neatașat, trebuie să-i dau vacanță, că n-am încă. Și este singurul motiv, să înțeleg. Da, nu știi că eu ăsta sunt în momentul în care începem să depășim limita aia și bariera respectivă, ea trebuie să zboare când are încotro. Recunosc, Lily a făcut din mine ce nu a făcut nicio femeie până acum și, sincer, chiar am avut foarte multe femei. Doru zicea că el nu o să aibă niciodată sentimente față de nicio femeie, dar se pare că Lily a cam dat viața peste cap. Păi și ce te deranje, mă, așa tarele? Ce ți-a făcut? Bă, ideea nu că m-a deranjat ceva ce a greșit. Problema e că relația asta deja vrea să treacă la un alt nivel. Adică? La nivelul cu părinții, cu cunoscut familia, cu... chestiile astea pe care nu-l halesc eu. Păi, așa și dacă cunosc părinții, ce care-i problema? Nu poți să... dacă te-ai săturat de el, nu poți să depăși ce place sau mie, mă, chestia asta, mă, frate. Stăm ăsta cu taxul lângă tine, zic că... când, de ce să, știi, de ce să dezamăgești trei oameni când poți să dezamăgești decât unul și atât? Bă, nu știu ce să zic, dar în mare parte ar că am trebuit să lași tu tâmpenile astea deoparte, să te așești tu la casă ta, să-ți faci o familie. Zic și eu, părerea mea, nu că te oblig, eu zic părerea mea, ce ar trebui să faci. Acum tu știi mai bine ce vrei să faci. Nu-mi place, nu, eu stau să-mi bat capul, să dau explicații, să de unde ai fost, de ce ai fost, cu cine ai fost, cu cine e aia, de ce e aia, dai mă, lăsați-mă cu de-astea. Nu înțeleg îngrijorarea lui. Lily e o femeie cu mult ce ar dori să aibă. Cum să recunosc că m-am îndrăgostit? Mi-aș păta reputația de crai. Mie nu-mi cere nimeni să coteală în viața asta. Ai, bă, și tu de tot aici. Ai înțeles? Deci da, doamne, iertă-mă tu. Păi atunci, dacă vrei să scap de ea, să-mi lași și mie numărul de telefon. Dar bine, asta când te hotăm. Stai, potol nebun. Ai și sărit, hiena mică ce ești. Reacție. Ai și sărit repede numărul lui. Tu chiar ai sentimente, mă, Petru, să tu lasă mă vrăjit dacă vrei să scap de ea, ți-e frică. Nu mai vorbim și noi. Ascultă-mă aici, ți-e frică că te îndrăgostești de ea și până nu poți să scap de ea. Adică nu o să mai poți scap de ea. Nu, fi mă nebun, deja bas câmpii, na. Da, bine. Atunci de numărul de telefon. Eu chiar vreau numărul Lily. Nu am glumit. Chiar dacă a fost iubita lui pentru o perioadă scurtă de timp. Păi stai, mă, că momentan e a mea, după ce nu o să mai fiu cu ea, mai vorbim, negociem, vedem, ce-mi dai la schimb, că nu o să-ți dau nimic de pe mână în viața asta. Păi lasă-mă că stau eu după ea și vorbim și iau numărul de telefon de aia, mai vrei și ceva în schimb? Chiar aș fi curios să te văd, mă. Bine. Bine. Doru refuză să accepte că s-a îndrăgostit de Lily pentru că mândria lui de mare crai nu-i permite să-și recunoască sentimentele și să coboare ștacheta în fața lui Benny. De aceea, fără să pregete, Doru își continuă periplul de mare cuceritor și îl revedem în compania unei noi cuceriri.
Bimi, dar te văd așa agitat. Nu sunt agitat, sunt un pic îngândurat. Sigur, ești ok? Da, sunt foarte ok. Dar am ceva de făcut și trebuie să-mi iasă din prima și mă gândesc să-mi așez eu planurile și ideile în cap. N-ai vrea să prim undeva, într-un loc așa mai retras? Să te ajut să te relaxezi puțin? Nu. Nu e cazul, stai liniștită. Un bărbat ca Doru am căutat dintotdeauna. Acum că l-am, aș face orice să nu scape printre degete. Singurul lucru ce am nevoie doar să taci, da? Atât. Nu vreau să faci nimic. Nu e nevoie să faci absolut nimic. Și dacă te las, cum știi tu. Ok, taci. Să știi că dacă zici că taci, nu înseamnă că taci. De ce vorbești așa cu mine? De sigur ești ok. Îți spune ce se întâmplă cu tine. Te văd așa foarte îngândurat și... Păi, n-am nimica pe bune, nu știu, insiști foarte mult. Nu sunt supărat, sunt îngândurat, într-adevăr, pentru că unde mergem? Acum eu am ceva de făcut, am un comision și trebuie să mă ocup. Am nevoie să stai în mașină 5 minute fără să faci nimic. Nu cobor de aici, ne-am înțeles? Poți să merg cu tine? Nu. Doar am nevoie să-mi confirm că vei face ce spun eu. Rămâi în mașină și atât, da? Eu nu o să stau mult. Nu-mi place că m-a lăsat să aștept în mașină. Nu-mi place nici că nu știu ce face iubitul meu, dar o să aflu. Incredibil! Doru a revenit la vechile lui obiceiuri? Ne este greu să înțelegem de ce tânărul nu dă curs sentimentelor care i-au încolțit în suflet față de Lily și alege să o înșele? Sau are vrea să revină la viața lui aventuroasă și să se despartă de Lily? Rămâne să aflăm în continuare! Ce faci, iubitule? Ce mă bucur că ai venit mai repede! Da. Ce vrei să povestim? Moartea căprioare de Nicolae Rabiș. Urmează să fac ceea ce trebuia să fac de mult. Doar că de data aceasta nu este ușor deloc. Pentru că acum sunt implicat emoțional. Ai avut o zi bună? Nu foarte, dar nu mă plâng. Nu contează asta. Asta zic și eu, ia zi repede. O să devine cea mai bună zi din viața ta, să știi. Am câștigat la lot? Abia așteptam să fie acasă. Trebuie să mă mișc repede, să mă comport exact ca un asasin plătit. Merg, trag și fug. Trebuie să îți spun ceva, avem de sărbătorit. Nu cred, pentru că nu avem ce să sărbătorim. Ba da, chiar avem ce, o să ți le spun. Numai că nu știu dacă vrei tu totuși să mă ajuți, că îți neîndemânatică, mă știi doar și n-aș vrea să-ți par becul. Eu te ajut, dar nu înțeleg ce sărbătorim totuși. Așa, hai, te rog, vreau să spun exact când... Hai. Vom deveni părinți! Da? Nimic nu e mai minunat decât faptul că afli că vei fi părinte cu bărbatul pe care îl iubești. Se pare că de ce era mai frică lui Doru, asta i se va întâmpla Eva. Vestea că va fi tătic îl tulbură într-atât încât nu-și mai poate controla reacțiile și pleacă de la Lily. Surprinzătoare este însă reacția tinerei viitoare mămici, care pare încrezătoare că Doru se va întoarce la ea. Oare așa să fie? A? Vom deveni părinți! Cine? Sunt însărcinată, noi doi! Noi doi suntem însărcinați? Nu, eu sunt însărcinată. Tu doar ai contribuit la chestia asta. Uită-te, deci, te rog. Spune-mi că e o glumă. Nu este deloc o glumă. Băi, n-ai cum, băi, lasă naibii asta pe masă și uită-te la mine. N-ai cum să fii însărcinată, te rog frumos. Cum adică ce e gluma asta proastă? Dar ce-i cu atitudinea asta? Cum adică? Cum o să fii însărcinată? Când? Cum adică? Cine? Uite cum sunt. Unde e testul? Cum sunt însărcinată? Testul spune că sunt însărcinată. A câtele test e ăsta? Este primul pe care l-am făcut, dar este foarte... bun. Nu pot să cred că mi se întâmplă asta tocmai mie. Sincer, nu pot să cred. Nu îl condamn pentru reacția pe care a avut-o. Tind să-l înțeleg, pentru că până la urmă este un șoc să afli că prietena ta este însărcinată. Mai faci, nu știu, 2, 3, 5, 10, 100 de teste. N-ai cum, frate, să fii însărcinată. Tu luai... Nu. Tu te protejai, luai o grămadă de mizerii. Eu nu înțeleg ce-i cu atitudinea asta la tine. N-ai, tu ce atitudine? Cum adică? Ce atitudine? Mi-e rău.
stai. Despre ce atitudine? Cum să fii tu însărcinată? N-ai cum să fii însărcinată. De unde vii cu povestea asta cu sarcina acum? Dacă ți-aduci bine aminte, acum o lună și puțin, nu ne-am mai protejat. De fapt, ți-am spus că nu mai avem protecție și tu nu te-ai abținut și ai spus că lasă, că nu o să rămâi. Și uite că am rămas. Și acum ce faci? Cumva dai înapoi? Faci pelașul? Sau care-i faza? Că băi, nu înțeleg. Da, nu. Păi nu da, nu ce? Ți-e cald? Te sufoci? Da. Nu mai poți? Gata? Da, nu știu, e foarte cald aici la tine. A, nu, nu e foarte cald. Ești tu foarte slab. Îmi făceam griji că ceea ce îi voi spune o va șuca. Dar, de fapt, ea m-a șocat pe mine. Ce e asta? Sunt atât de bucuroasă pentru că... nu concep păi chestia asta? Adică? Nu vreau chestia asta. Băi, adică tu înțelegi? Nu vrei chestia asta? Cum să fii tu însărcinată? N-ai cum să fii însărcinată. Nu, băi, mai fac, nu mai fac și altă chestie. Dar tu m-ai explicat că nu ai fost atent. Nu tu bun, ți-ai dorit, practic, dacă stau să mă gândesc bine. Eu? Tu ți-ai dorit, pentru eu, că tu nu te-ai protejat. Da. Băi, tu nu gândești? Eu nu gândesc? Doamne, eram atât de fericită și de proastă în același timp că am un copil cu omul pe care îl iubesc și nu e cu unul oarecare și vii și îmi spulber tot. Băi, nu, nu se poate așa ceva. Mamă, mai am putut și chem salvarea, că văd că te-a luat grav de tot, ești... Băi, cum să te compuzi, mă, așa? Băi, dar eu ți-am spus de la bun început că nu-mi doresc copii, nu-mi doresc chestiile astea. Păi ce da, Dumnezeu? Și în același timp tot tu nu te-ai protejat. Te-ai simțit foarte bine. Pentru că bine. Am mers credere că tu iei mizeriile alea de pilule, da, cum ți-am să numesc. Spus că nu. Lili a făcut chestia asta intenționat și n-am să lasă lucrurile așa. Nu, faci ceva în privința asta, te rog. Nu, eu nu vreau copilul ăsta. Eu unul nu mi-l doresc. Eu nu cred că tu spui asta. Nu. Nu, eu nu-mi doresc chestia asta, sincer. Și nici eu nu-mi doresc chestia asta. Eu nu doresc să rămân o mamă singură. Doru, am crezut că vom avea familia perfectă. Nu, eu am crezut că ne iubim și că asta ne împlinește. Că s-a întâmplat așa, pur și simplu. Și că tu ai ales. Nu bine deloc aici, nu. Da, văd, ești terminat, nu? Nu mă simt bine, nu știu, eu o să plec, sincer, nu... Bineînțeles, fugi! Doamne, cât de lași poți să fii, omule? Cât de lași poți să fii? Sunt puțin dezamăgită că a fugit, dar sunt convinsă că se va întoarce. Nu pot să gândesc, nu pot să accept, nu vreau să accept, că urmează să am un copil. Hei, gata? Gata. Ce ai? Nimic, ce să... Stai puțin, că ești... Uite, ești transpirat, ești super nervos. Ce se întâmplă? Ești ok? Nu știu ce a făcut Doru înăuntru, dar sigur nu i-a picat bine deloc. Sper doar să nu fi intrat în vrobelea. Vorbește cu mine, spune-mi ce s-a întâmplat în casa aia, ce ai pățit? Nu s-a întâmplat nimic, nu mai cicări atâta. Nimic. Nu mă bate la cap, femeie! Păi te rog frumos să-mi răspunzi! Ce vrei să-ți răspund, bă? Ce ești anchetatoarea mea? Să-mi spui ce ai pățit! Poate am omorât pe cineva! Păi ok, eu trebuie să știu asta! Bă, ești nebun, nu trebuie să știi tu chestiile păi astea, lasă-mă, nu mă zăpăce! Păi eu sunt aici ca să te ajut, eu vreau să fiu lângă tine! Păi te rog frumos să-mi spui și să te calmezi. Da, sunt foarte calm, numai nu să faci de cap, calm. Nu mă ameți, lasă-mă pace. Haide, liniștește-te și spune-mi ce s-a întâmplat. Băi, hai să facem felul următor, uite, te las aici, o să cobor din mașină. Poftim? Nu știu, iei taxi, poftim? Iei ocazie, iei cu ce vrei și te duci și hai, mă las să pace, nu mă să faci de cap. Te rog frumos. Băi, nu am ce să mă termin, deci fii atentă ce spun eu ție. O să cobor din mașină și te duci și-ți vezi de treaba ta. Asta mai îmi lipsea acum, o cicălitoare ca Diana. Dar pot să-i dau eu papuci, că deja începe să mă enerveze. Dar de ce țip la mine? Pentru că sunt... Dar cu ce ți-am greșit eu? Eu vreau să te ajut. N-ai greșit cu nimic, eu nu mai vreau să fiu cu tine. Nu vreau să continuăm chestia asta, mascarada asta, circul ăsta, da? Pur și simplu, eu mi-am atins scopul, tu te-ai simțit bine și eu la fel. Cobor din mașină și îți vreau de drumul tău. Nu, nu cobor nicăieri, te rog frumos să te calmezi, să ne liniștim, să vorbim și să fie tot ok. Ce să fie ok, mă? Coborăm, măi, fată, din mașină. Nu cobor nicăieri, te rog frumos, te liniștești. Dar eu sunt foarte liniștit, coboară, Doamne, iartă-mă din mașină, nu începe să mă enervezi. Băi, coboară jos! Nu cobor! Băi, te rog frumos, dă-te jos, că încep să mă enervez și mai tare. Nu mă dau jos, de ce să mă dau jos? Pentru că ești în mașina mea și n-ai ce să cauți. Punct.
Gata, ai fost o dată. Nu suntem împreună la Ivo, nu suntem împreună. Pur și simplu a fost o tragere și la revedere. Nu e adevărat. Coboară jos, am spus. Și tu mi-ai simțit. Îți fie rușine. La revedere. Nu-mi vine să cred că m-a lăsat în stradă și mi-a dat și papucii. Doamne, ce om! Cunoaștem, se pare, și latura colerică a lui Doru, care, resimțind un cumul de stări noi pentru el și greu de gestionat, renunță la Lilii într-un mod brutal și necivilizat. Cine credeți că îi poate fi confident într-o situație atât de delicată? Vă spunem noi, prietenul lui Benny. Am îmbătrânit și nu mai pot. Dorule, ce faci, mă? Ce te ascunzi? Eu, da, mă, nu vezi că stau pite după tu fișă. Păi asta zic. Mm. Și de ce nu ai răspuns lui Lilii la telefon? Te cautai disperat, am zis. Bă, dar ce te-ai făcut, avocatul poporului? Păi mă sună și pe mine și îmi spune. Păi pentru ce mă mai caută, mă? N-a înțeles că eu nu vreau copil, nu vreau să mă leg la cap aiure. Se pare că Lilii nu a înțeles mesajul meu. Insistă și tot încearcă prin absolut orice mijloace să-mi bage copilul ăsta pe gât. Doru face cea mai mare greșeală din viața lui și o să regrete amarnic pentru treaba asta. Adică gândește că o să ajungi la un moment dat să, când o să se nască copilul, o să dreptul la tata nicăieri, o să fie liniș și sunt... nu o să poți să-l vezi niciodată sau să strângi în brațe. Nu o să ajung, frate, nicăieri, sunt tânăr, mă doare la bașcheț. Ai înțeles? O să muncesc, am atâția bani la bătrânețe cât să nu-mi pese de nimic. E da, și când o să fii la bătrânețe și nu o să poți să mai faci nimic, nu o să ai nimic. Am bani, mă, plătesc pentru cana de apă. Plătesc o gagică de aia sexy. O blondă cu ochii verzi. Să-mi aduc un pahar cu apă. Și dar dacă nu o să-mi fie sete, ce o să fac? Plătesc de pomană? Să înțeleg că mintea ta nu sunt decât femeie, atâta, nu te interesează nimic. Adică vreau să mă distrez, frate, sunt tânăr, arăt bine, am bani, fac ce vreau. Ai înțeles? De ce să mă leg la cap acum? Acum să-ți trăiască ție, gândește-o pe asta. Băi, eu mă gândesc, dar greșeala ai făcut-o deja, adică... Ce, mă, greșeala mea? Greșeala e, frate! Eu i-am zis adică copilul ăla e din flori? Păi te întreb, copilul ăla e din flori? Adică... Nu, mă, e dintr-o prostie de ei, că nu s-a protejat. Ea nu s-a protejat. Păi normal, mă, l-a zis că ea antidalea, cum se numesc. Păi și tu de ce nu te-ai protejat? Întreb și eu. Păi ce plăcere mai simți, mă, când pui căciulă? Ești nebun? Păi și atunci ia-ți plăcerea. Să-și o ia singură, mă, să o crească. Ia uitați-vă, nu-i convine să-l dea spre adopție. Crede, mă, că o să treacă un an, doi, trei și o să vrei să strângi copilul în brațe și nu o să mai poți. Nu, mă, ești nebun. Dacă vreau să strâng în brațe, strâng o gagic. Un copii. Copii nu-mi trebuie. N-am ce să fac eu copii. Degeaba ai bani mulți, degeaba am vârst femeile pe degete dacă nu te duce cap. De ce toată lumea are impresia că eu nu procedez bine? De ce nimeni nu mă înțelege? Stai să muncești, să trudești de dimineața până seara, că mamă trebuie să iau la copil, stai că plânge copilul, mamă nu pot să dorm, că n-am dormit aseară, că a plâns plodul. Mamă, lași! Dar te gândești că și tu ai fost așa, nu? Și cu părinții tăi au... Da, mă, foarte asta, bine, uite, ai mei au fost foarte bine. Ce să le fac eu? Fie sănătoși. Când o fi timpul, poate, dar încă nu. La mine nu. Eu nu renunț la viața mea de crai pentru a deveni sclavul familiei. Niciodată. Da, cum vrei tu. Eu doar ți-am zis să te gândești mai bine. Nu am venit să zic sau să țin cu ea sau să țin cu tine. Eu zic doar că mă gândesc la copilul ăla. Copilul ăla n-are nicio bine. Ești conștient de treaba asta. Ia-l, mă, tu pe numele tău. Dacă tot îți dorești atât de mult dacă... să fie bine. E al meu, crede-mă că luam, nu făceam chestia asta. Vorbesc la modul cel mai serios. Da? Da. Ce băiat bun ești. Auzi, mă, dar nu vrei să mergem să bem o bere, poate se mai răcește creierul și... Doamne, cum de ți-a venit mintea, mă, frățelul, mă, bă, dar crezi că te-am pierdut, mă, bine că ți-ai revenit, ești nebun. Haide, mișcă-te. Hai. Aveți onoare. Este edificator dialogul dintre Doru și Benny. Aspectul material și distracția primează în viața tânărului crai, conceptul de tată neînsemnând nimic pentru el, din păcate. De aceea, simțindu-se părăsită și neglijată, Lily se vede nevoită să-l caute pe tânărul tată la serviciu pentru a lămuri niște lucruri esențiale. Dacă am spus că facem asta, o să o facem până la urmă. De ce te ascunzi, mă, nesimțitule? Hai că te sun eu, te rog. A? De ce te ascunzi? Bă, zi? Aici. Bă, ce cum adică ce caut aici? Nu mai e nimeni, sat, dar ce mi-ai pus interdicție sau ce? Atât de laș ești, mă? Atât de laș ești? O să spun și interdicție. Ce cauți aici? Ce vrei de la mine? Cum adică ce vreau? Uite-te puțin la mine. Bă, ce se pare că vreau? Să recunoști copilul. Te-am pus eu să rămâi gravidă. Ți-am spus din start că nu-mi doresc copii. Și eu am rămas singură gravidă? Dacă și-a imaginat că mă va prinde în capcana ei cu acest copil, se înșală amarnic. Este cea mai proastă mișcare ei.
S-a întâmplat, ghinion. Ba, atât de laș ești? Nu sunt laș, nu-mi doresc așa ceva. Ba, ai fugit ca ultimul om. Ce să faci, o să-mi bagi cu jarca copilul în brațe, dacă eu nu mi-l doresc? Nu-l vreau! Și nici pe tine nu te mai vreau, ce crezi? A, nu mă mai vrei. Nu. A, am înțeles. Te-ai folosit de mine, nu s-a te-ai făcut treaba, băi, și acum gata, nu? Nu s-a folosit nimeni de tine, dacă ție ți-a vezi plăcut. Vezi că o femeie e sărcinată, vezi cum te comporți. Păi nu te mai țipa dacă ești sărcinată, păi cum să nu ții, cum să nu fiu nervoasă când, când te porți așa, cum ca un lași. Realist. Sincer. Realist, da. Da, realist și sincer, da, ca un laș, nu? Asta sunt, nu sunt laș, nu. Nu, o să repet asta la infinit, ești un laș, un foarte mare laș. Dacă te face să te simți mai bine, ce să zic, felicitări. Da, pe tine te face să te simți mai bine că ai un copil și că nu o să-l vezi niciodată? Un copil nedorit pe care eu nu mi l-am dorit, nu e cu femeia pe care o iubesc, nu mă face să mă simt logic. Acum nici nu mă mai iubești, acum nu mai, nu mai există nimic, adică... Bă, dar tu te-ai dus foarte departe de la o mică joacă, mai fată. Eu m-am jucat? Tu te-ai jucat! Am crezut că Doru are o perioadă, că s-a speriat. Dar omul ăsta e bolnav de-a binelea. N-ai cum să-ți abandonezi copilul. Dar de ce nu te-ai protejat tu? Dacă tot nu îți doreai să ajungi într-o situație de genul. Mă scuzați, vreți să vă aduc aminte, domnule, cum s-a întâmplat? Că te-am avertizat că nu mai am ce trebuie. Și tu ai spus că nu e niciun fel de problemă, stai liniștită. Iubirea mea, da, stau foarte liniștită. Uite-mă acum cu burta la gură și nu recunoști copilul. Băi, omule, trebuie să-ți asumi. Băi, n-aveam de unde trebuie să fii responsabil, nu, ești nu adult, nu ești asum. Un copil, nu ești băi, un minor. Băi, eu nu vreau să-mi asum un copil pe care nu mi-l doresc, punct. Iar tu îți dorești ca acest copil să aibă liniuță pe certificatul de naștere? Da, poate să aibă și hexagon, nu mă interesează. E problema ta, e copilul tău. Ipocrip o să fii. Da? Biologic sunt tatăl acelui copil, dar a, și nu le recunoaște, nu? Adică nu vei plăti pensia alimentară, nu ți-asumi absolut nimic din chestia asta, deci nu? Asta e problema adică e problema ta. Mea, da. A, păi de ce nu zici, draga mea? Vreți să fac transfer bancar acum ca să terminăm? Bâlciu, să nu mai stăm să ne certăm atât. Păi, ești chiar nesimțit, adică... Păi dacă ai venit chetită pe bani... Care pe bani? Să recunoști copilul, nu pe bani. Ok, dacă nu vrea copilul, măcar să-și asume și să plătească pensia alimentară. Păi ai spus de pensie alimentară, băi, nici n-ai născut și deja te gândești la pensie păi alimentară. Păi văd că nu vrei niciuna, nici alta, încerc și eu, nu? Până la urmă sunt o femeie băi, gravidă zis, care merge, rămâne singură. Dacă nu merge cu fraierul, merge cu banul fraierului și tot o comis-o cumva. Păi dar cum le întorci tu mereu în favoarea ta? Nu vreau banii aia pentru mine, vreau banii pentru copil, să-l cresc. Băi, femeie, băi omule, sunt o femeie sărcinată, să da? Să fii sănătoasă și naștere ușoară. Hai că eu am foarte n-ai multă cum treabă. Cu tine, cu tine n-ai. Și dacă nu te deranjează, uite, eu mă tot uit că, sincer, o să trebuie să fac restructurări. Vrei să chemi pe cineva să te invite afară sau îți faci păi tu singură poteca? Ultimul om, bă. Ultimul om ești, mă. Lasă păi că plec singură. Cred că am fost ultimul tău om, da. Nu o să regreți, o să regreți toată viața. Lașule, ratat egoist ce ești. Ai grijă, vezi să nu cazi. Ai grijă tu. Chiar dacă acum nu-i pasă, sunt convinsă că va veni și ziua în care va regreta amarnic. Copilașul care urmează să vină pe lume în loc să-i unească pe Lili și pe Doru devine motivul despărțirilor. Aflând de cele întâmplate, tatăl lui Doru îl cheamă pe fiul lui la o discuție, sperând că îl poate determina pe tânăr să-și reconsidere poziția în situația dată și să-și asume rolul de tată. Oare va reuși? Te pup, mă, băiatul tata. Ce faci, mă, tata? Te pup pe tata. Uite, vrei să jucăm șah? Ce mai ai adus aici? Nu, hai, lasă. Mă, Dorule, mă, uite de ce te-am rugat să ne vedem. Ia, mă, ești direct, îmi place, iasă. Bă, știi că sunt direct. Și de-aia ai ajuns ce ai ajuns. Datorită lui taică tu că te-a luat de mic și te-a învățat să răzbești în viață. Yes. Fii atent. Părerea mea, du-te și asumă-ți și recunoaște copilul ăla. Mă gândeam de ce mă chemai tu pe mine. Vreau să-i bag mințile în cap lui Doru, pentru că se poartă ca un copil. Ai băut apă după Lili, este? N-am băut apă. Ai început și tu cu ea. Ești copilul meu, mi-ești drag, până o să închid ochii. Dar nu vreau să, ca tu să faci asemenea... Ce să fac, mă, tata? Figuri, să zic așa. Ce figură, fii bărbat, mă, asumă-ți. Eu nu vreau, băi, tata, termină-mă, tata, cu prostiile astea. De unde-ți vin ții ideile astea? Fii bărbat și zi, da, este copilul meu. Păi n-am zis, mă, tata, că nu e copilul meu. Fiziologic vorbind. Dar nu mi-l-am dorit. Păi, dar tu crezi că nu sunt, crezi că sunt fraier? Nu-mi dau seama ce a vrut să facă fata asta. Măi, păi a vrut să mă prindă în brânjile ei și majoritatea fetelor cu care ies, am avut atâtea femei și majoritatea au vrut să mă tragă în capcana asta. Mai târziu o să regreți, pentru că anii trec.
și o să vezi. Nu o să îmbătrânești și nu o să aibă cine să te sune, să-ți bată la ușă sau să-ți dea măcar o cană cu apă. N-am de ce să regret asta, Alin, știi că am o viață superbă, am o viață impecabilă. Eu vreau să mă distrez, să mă simt bine, vreau să muncesc pentru mine, nu pentru copii, probleme, mai știu eu ce... Dorule, te distrezi, dar cu cap, tată, cu cap. Toate să fac în viață cu cap. Nu să regrezi după aia. Cap, uite, fac. Vine un copil, da? Și tu acum nu ești pregătit să ți-l asumi. Tată, dar nu că nu sunt pregătit, nu vreau, nu că nu sunt pregătit. Nu vreau, nu-mi doresc așa ceva. Copilul acesta se va naște din vina lui Lili. Pentru că ea și-a dorit acest copil, nu eu. Eu îmi doresc un nepot. Și acum băiatul ăsta vreau să-i așeze și el la casa lui. Și el ce face? Dă cu piciorul. Să știi că un copil e o responsabilitate, e o viață domn, da? Și asumă-ți-l. Ai făcut-o, asta e, că nu spargi un geam și gata, aia e un fleac. Nu, copilul e copil, da? Băi, Rene, ești fiert, ești pe felie acolo. Da, uite, dacă tot ești atât de ahtiat după copilul, de ce nu ți-l asumi tu? Pe cum să mi-l asumi eu, Dorul? Adică ce vrei, Doamne ferește, să zic alte prostii acum. Ce mi-l asumi când filmele indiene se poartă ce are? El e ieșit după numele tău și gata, care e problema? Dar cum să fac așa ceva, Dorule? Eu am un singur copil, pe tine. Să mi-l asum. Dacă și nu vreau ca tu să faci greșeli în viață, da? Ți-l asum și asta e, gata. Nu mi-asum, lasă-mă odată, nu dai tu mie directive ce să fac cu viața mea. Când o să vrea să-și vadă copilul, pentru el va fi prea târziu. Și atunci se va da cu capul de pereți. Cred că în perioada următoare o să plec din țară. Pentru că majoritatea s-au cam pus pe capul meu și caută să mă convingă să-mi asum ceva ce nu-mi doresc. Așa, da? Sunteți voi. Ce fac eu în viața mea, ce alegeri fac, cu cine fac, asta ține de mine, da? Dacă eu nu vreau să-mi asum un copil făcut dintr-o greșeală, a unui plan malefic al unei necunoscute cu care am avut o aventură, nu mi-l asum și cu asta basta. Da? Dar de ce se n-are de ce să-mi pară mie rău? Dorule, oaia neagră a familiei, să zic da așa. Dar de ce să fie? Păi oaia neagră a familiei, voi o faceți, nu eu devin, voi o faceți. Dacă eu vreau să te văd pe tine oaia neagră a familiei, așa te văd eu. Nu ca ai fi tu, așa te văd eu. Ești în ochii primitorului. Da, dar ești copilul nostru și nu vreau să faci tu asemenea fapte. Gata, scurt pe doi că începe să mă plictisesc și mai tragi. Dacă mă plictisesc, fac curând. Hai. Bine, hai, Ninu, ai grijă mai pup, numai. Bine, bine. Din păcate, n-am cu cine să vorbesc. E obtuz și irresponsabil. Doar obtuz și irresponsabil? A mai adăuga imatur și egoist. Doru a minimizat nu doar venirea pe lume a propriului copil, ci și sentimentele pe care pretindea că le nutrește față de Lili. De unul singur și convins că decizia de a-și trăi viața după bunul plac este potul câștigător, Doru nu a luat în calcul și faptul că anii vor trece peste el și în loc să întinerească, va îmbătrâni singur. Ce? Roger, mamen, ce ai? Nimic, nu mă, ce zon. S-au necat corăbile. Aia, că nu. Nu, mă gândeam și așa la ale mele. La ce te gândeai, mă, la ziua de mâine? Cum ți-e entuziasmul ăla? Nu e, mă, n-am nimic, stai liniște, n-am. Hai, mă, dă o pășleau acum, zi ce ai. Ce-ai pățit? Nu știu, mă gândesc, n-ai bine, așa că m-am îmbătrânit, n-ai bine, nu știu. Se pare că am îmbătrânit? Adică pe bune. Ai câteva fire de păr alb? Nu? Adică pe bune. Ai îmbătrânit, ce să zic? Mi-am cam ieșit din adică mână, mă, nu știu, n-ai bine. Ce credeai, că la tine timpul stă în loc? Toți îmbătrânit. Am fost crai ani de zile și, sincer, încep să cred că mi-am cam ieșit din mână. Nu știu ce se întâmplă. Deci, cum adică ți-ai ieșit de mână? La ce te referi? Zici că scrie hoț la mine pe frunte, babau, nu știu ce dragă, fug astea de mine ca... Diavolul de tămâie, ești nebun. Dar ce credeai, leule, că... Scuză-mă un pic. Alo. Te sun eu în 5 minute, că am puțină treabă, da? Sunt într-o discuție cu cineva. Bine, mersi mult de tot. Bine, papa. Iartă-mă, era o fată. Ce bine-ți mergi. Dar tu ce credeai, că o să-ți meargă la nesfârșit? Păi, băiețași, orașul ăsta nu-i Manhattan, tată. E București. S-a dus bohul în toate colțurile. Băi, lasă. Păi, sincer să fiu, cam așa e. Dar ce credea Doru? Că o să-i meargă la nesfârșit? Vorba pulciorului. Nu poate merge de prea multe ori la apă. La un moment dat o să sparge. N-am mai auzit o fată să zică, mamă, Doruțu, mi-aș dori să fiu cu el. Doruțu, șmecheruțu, care face mișto, face Caterinca de noi.
Păi ești nebun, cred că și alea de grădiniță fug de tine. Ce treaba am eu cu alea? Dar chiar credeai că o să-ți meargă la nesfârșit cu treaba asta? Pe ce are, mă, naibă? Că bine arăt, nu sunt burtos, nu sunt chelios, bani am. Ideea e că ai luat și o grămadă fete și le-ai dezamăgit. La un moment păi dat, da, mă, ele sunt rivale, așa, că... adică femeile sunt naive, mă, dar nu sunt proaste. Băi, da, ok, dar în momentul în care te vezi cu o fată așa și ajungeți în pat imediat, bă, ce te-aș locul ăsta ia de nevastă? Suntem maturi și normal, o femeie la vârsta asta ce se așteaptă? Mi-am găsit pe unul, îl duc în pat, văd dacă e compatibil cu mine acord, și acolo, frate. Și după aia le-au de bărbat. Nu sunt frate de acord, adică... Da, mă rog, în fine, nu deci, asta da, e adică discuția. Tu asta ți-ai dori. Câte fete, cu câte fete ai păstrat legătura care n-au căzut în prima seară la cerceaf? Cu niciuna, cu zic niciuna. Eu. Ai văzut că nu poți să o duci acasă, ai zis, hai jet, te-ai dus la altă masă. Da, mă, că nu căutam relație, mă, nu căutam familie, nu căutam să mă însor. Da, nu, dar... Nici cu toate că acum m-aș cam gândi și în direcția aia un pic. La ce? Când? Acum? Bă, m-aș cam pune mă la casa mea un pic. Și cred că ai fi avut o familie reușită, de succes. Acum câțiva ani, când erai cu Lili. Nu știu, frate, cum ai lăsat totul pe fata aia să zboare. Adică, eu unul n-aș fi scăpat. Jur. Deci acolo m-aș fi oprit. Dar ce aveam, mă, Lili, miere în tălpi? Ce aveam, mă, nectar în ochi? Bă, o fată ca aia nu găsești pe toate. Hai, mă, terminați-vă odată. E o fată ca toate restul. Sunt tovarășii tăi, toți care am cunoscut-o, crede-mă că... Am zis așa ceva, nu se lasă. Și ce-a fost în capul tău? Andy are dreptate. O femeie ca Lili nu găsești pe toate drumurile. Dar că nu pot să recunosc chestia asta. Ce mi-a plăcut la el, pe lângă frumusețe. Da, frumusețea exterioară, da? Femeia chiar gândește, de fapt, că n-a murit. Și femeia ar fi făcut ce trebuie de tine și împreună ați fi florit. Eu mă uit la ea cu prin... După ce ai făcut atunci, femeia e superbă, mă. Deci eu o invidiez, o urmăresc pe Instagram, are o familie... Păi și? De ce n-ai luat-o? Și aia mică. Cum adică are familie? Mă bucur că nu seamănă deloc cu tine. Adu-te, mă, zic, cum adică are familie? La ce te referi? Unde s-o văd? Nu știi că m-a scos de peste tot de atunci? A, și normal, adică cine ar mai fi vrut? Hai că ți-o arăt. Cine ar mai fi vrut să te țină? Și cea aia mică cu cine seamănă cu ea? Da. Ca două picături, da. Ia uite. Da. Cam invidios, a? Se ciudă. Nu, mă uitam că nu se pierde timpul. Bă, de ce ar pierde timp? Nu poate ascunde. Îl roade invidia că Lili e bine și el nu. Chiar părea fericită Lili. Dar nu asta mă doare. Și ce mă roade cel mai mult este faptul că părea fericită cu cel mai bun tovarăș al meu, cu Benny. Băi, ți-a plecat bine, a? N-am, mă, nicio treabă, ce treaba am eu. Da, se vede că n-ai nicio treabă, dar... N-am, mă, nicio treabă, termin o dată, nu mă enerva. Îți pare rău la ce ai dat cu piciorul? E, îmi pare rău, băi, hai că o să plec, nu mai stau că n-am. Acum stai, mă, nu ziceai că nu te interesează, că pe tine tu n-ai nevoie. Nu mă interesează, frate, nu insista să-mi bași tu mie cuvinte în gură pe care nu vreau să le spun. Păi atitudinea ta care e, mă pasă și râd. Nu mai suport să stau aici și să mă gândesc în gol. Trebuie să fac ceva ce ar fi trebuit să fac de mult. Toată lumea a spus lui Doru că va veni o zi când o să regrete. Și se pare că ziua aia e astăzi. Hai, nu fi supărat. Bem o bere? Bem, nu bem, mă, nimica. Hai că nu, plec, nu am nicio stare. Hai, te pup, băi. A, mă, chiar așa? Îți pas? Nu e vorba că îmi pasă, frate, dar nu știu. Te duci să plângi? Da, mă duc să mă... Oricât de macho, cât de bărbat se dă el, sunt sigur că se duce acasă și va plânge în pumn pentru cea mai mare greșeală pe care a făcut-o. Doru neagă frustrarea și invidia în fața lui Andy, însă fără succes. Tot egoismul și suferința pe care a provocat-o în jurul lui se întoarce acum împotriva lui.
Fără să țină cont de sfaturile părinților și ale prietenului său Benny, acum Doru încearcă să repare ce a stricat cândva. În ce măsură șansa mai poate fi de partea lui, rămâne să aflăm în continuare. Haide, băi, să vedem cine-i la ușă. Haide. E un nimeni, mami. Ce te-a făcut să te schimbi după atâta timp? Explică-mi și mie. Orice om conștientizează la un moment dat. Păi dar cum? Pe tine măcar nu te iubești. Ai început să mă iubești și tu ai renunțat. Nu pot să înțeleg asta. Da, mă, pur și simplu mi-a fost teamă să mă implic. Pur și simplu mi-a fost teamă să mă implic. Dacă te întrebi de ce el nu a vrut să audă de tine sau de copil, motivul este următorul. Erau atâtea femei. După 4 ani și jumătate, ce crezi că poți să rezolvi? Să mă lași să repar relația ce asta. Ce să repar? Am o familie fericită alături de Benny, de fetița mea. Ce rol ai aici? Ce relație fericită cu Benny? O Benny care cerea numărul de telefon să dea și el la ceva de calitate. Bună. Bună. Dar ce faci aici? Am venit să vorbim. Melanchine. E un nimeni, mami. Păi la tati. Și du-te în casă, te rog. Ce cauți aici? Da, ai tot dreptul să te porți așa. Întrebarea asta este pentru tine, nu? Da, mulțumesc. N-am venit să... Să? Să-mi cer iertare pentru cum m-am comportat acum ceva ani și... Uh-huh. Acum să ceva vorbim. Ani, da. Da. Într-adevăr. Să văd ce mai faci, cum mai ești. Uh-huh. Păi ce să mai discutăm? După atâția ani. Păi, nu știu, mă gândesc că avem un copil împreună, poate putem să ajungem la un consens. A, acum avem un copil. Până acum am avut un copil, eu. Acum avem un copil. Nu ți-e rușine? Te întreb așa, da, pentru un prieten, rușine, nu ți-e rușine? Da. Mi-e rușine, dar, na, până la urmă, armei... Mi-asum rușinea, știi, pe care o simt. Știi ce? Din toată situația asta, apreciez măcar că ai avut tupeul să vii să faci asta, dar e prea târziu, îmi pare rău. Dar nu pot să nu-ți spun că, da, bravo, măcar pentru curajul ăsta în ultimul ceas. Dar nu ajută cu nimic. Surpriză. Chiar nu ajută cu nimic. Da. De asta l-am adus pentru copil, dacă ar păsta, dacă mă mir că ai nimerit, că ai fetiță, da, și e roz. E bine. Măcar atât, ce să zic, că ne-am și asortat. Dar, din păcate, nimic nu mai contează. Da. Ce te așteptai? Să sar în brațele tale? Nu, logică nu. Dar? Am și spus că ai tot dreptul să te comporți așa, dar... Totuși, mâncaște, poate putem să purtăm și noi discuție ca de oameni maturi legat de copil, de... Dar se pare că nu sunt destul de matură? Ba, am crescut, da, copilul spus. Până la vârsta asta, eu sunt un copil foarte frumos și educat. Un nene i-a dus florul, mami? Da. Cine? Ia-i să vedem. Ia-i de frate, mi să vedem. Să vedem cine i-a dus florul, mami. În continuare este la fel. Da. Tu. El este soțul meu. Salut. Ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic, am trecut eu să vă salut. Salut. Bine, nu cu tine vreau să discut, cu Lily vreau să discut. Păi nu mai să discuți cu mine, omule, asta e problema. Tu asta nu înțelegi acum. Nu mai avem ce să discutăm. Eu cred că avem ce să discutăm. Ce anume? Păi nu mai e nimic discutat, nimic. Totul s-a dus de mult. Eu zic că avem de discutat. Vreau să mă ierți și să mă lași să repar totul. Wow, cât de simplu, cât de, nu? După atâta timp?
Iartă-mă. O vizită inopinată, un ursuleț de pluș și niște flori după ani de absență și indiferență nu impresionează pe Lily și este firesc să fie așa. Acum, când Benny, Lily și micuța lor formează o familie reușită și fericită, egoismul lui Doru se reactivează. El este dispus să distrugă armonia unei case pentru a se împăca cu Lily. Cu greu, cei doi soți au acceptat o discuție cu Doru, la care este prezentă și mama acestuia. Dumneavoastră, ce credeți? Greșelile lui Doru pot fi iertate de Lily? Am greșit mult, dar în același timp sunt și tatăl copilului nostru. Nu ai fost niciodată. Pentru că dacă erai tatăl copilului, îți asumai de la început. Nu plecai ca ultimul laș. Da? Sau... Vrei să-ți aduc aminte cum ai reacționat când am aflat că sunt însărcinată? Nu. Păi, pe mine m-a marcat acel eveniment, ce crezi? Ce e asta? Sunt nebucuroasă pentru că... Deci eu nu concep chestia asta, nu vreau chestia asta. Băi, tu înțelegi? Nu vrei chestia asta? Cum să fii tu însărcinată? N-ai cum să fii însărcinată, nu. Dar tocmai te-am explicat că nu ai fost atent, tu ți-ai dorit practic, dacă stau să mă gândesc bine, tu ți-ai dorit, pentru că tu nu te-ai protejat, da? Băi, tu nu gândești? Eu nu gândesc? Doamne, eram atât de fericită și de proastă în același timp că am un copil cu omul pe care îl iubesc și nu e cu unul oarecare și vin și îmi pulber tot. Băi, nu se poate așa ceva. Mamă, mai am putut și chem salvarea, că văd că te-a luat grav de tot, ești... Băi, cum să te comporți, mă, așa? Cum să fii tatăl Antoniei când tu nu te-ai ocupat de copilul ăsta nici măcar o clipă? L-ai abandonat din prima, din pântec l-ai abandonat. Cum? Zi! Da, bă, ok, am înțeles asta. Ok, îmi cunosc greșelile. Așa, și ce crezi că poți să rezolvi acum? După 4 ani și jumătate? Ce crezi că poți să rezolvi? Să mă las să repar relația asta. Ce să repar? Am o familie fericită alături de Benny, de fetița mea... Ce rol ai aici? Ce relație fericită cu Benny, mă? Benny care cerea numărul de telefon să dea și el la ceva de calitate. Doru, Doru, mamă, ce ți-am spus, mamă? Ești penibil, să știi, pentru ce că... Ce ți-am spus? Eu știu tot ce s-a întâmplat și știu tot istoricul și toate poveștile voastre. Adică Benny s-a povestit despre toată legătura dintre el și Doru, evident. Toate discuțiile pe care le-au avut. Ți-a spus și când mi-a cerut numărul de telefon la restaurant, dacă nu te mai vreau eu să dea și el la tine. Un om asumat, un om care a știut ce vrea, nu ca tine, care te-ai speriat imediat, care n-ai fost în stare nici măcar să discuți. Dar auzi, știi care e întrebarea? Eu am o întrebare care mă macină așa. Ce te-a făcut să te schimbi după atâta timp? Explică-mi și mie. Orice om conștientizează la un moment dat. Da, dar după 4 ani și jumătate. Nu de mine, adică nu mai are treabă cu mine chestia asta. Ok, mă bucur pentru tine că ai realizat, că ai conștientizat, dar nu te pot ajuta în direcția asta cu absolut nimic. Decât să îți accept că Doru, poate ce ai puțin spus? Creier acum. Ce ți-am spus? Că o să fie prea târziu. Da, mai mamă, ok, ce mi-ai spus? Ce mi-ai spus mai nebunit? Ce ți-am spus? De ce atunci n-ai fost alături de ea? De bun, ce nu ai fost acum, echilibrat? Chestii, cu ce mă ajută dacă mă întreb chestiile astea acum? Păi, vezi la ce s-a ajuns? Un pic mai cu... Eu am încercat din răsputeri, m-am însuți un pic. Schimb. Am încercat să stau de vorbă cu el și chiar am stat de vorbă, că le-am făcut posibilul să-l aduc pe linia cea bună. Totdeauna i-am spus să-mi aducă o fată în casă, o fată care o să fie nu nora mea, o să fie prietena mea, o să fie fata mea. Pentru că asta am crezut, Doru. Având un băiat, la un moment dat o să am și o fată. Să fim o familie echilibrată, mamă. Ți-am spus să te așezi la casa ta. Să ai și tu un copil, să ai și tu soția ta, că așa mi se pare normal. Dumneavoastră, dar nu și lui. Doamnă, nu sunteți singura care i-a spus, credeți-mă. I-am spus de foarte multe ori, i-am spus chestia asta. Păi el nu l-a interesat. Da, uite, aici... Vreți să vă zic de ce nu are prieteni și de ce vine lumea, stă lângă el și pe la un moment dat pleacă, cum am procedat și eu? Pentru că e un laș. Nu pentru că e un laș. Pentru că are un stil de viață care, nu știu, poate mulți l-acceptă și vor să fie așa, iar alții nu. Adică să văd că sunt atâtea femei. Da, bravo, la un moment dat am fost invidios pe el, pentru că avea o grămadă femei frumoase și își bătea joc de ele. Și doream să fiu ca el, dar credeți-mă că a fost doar așa de moment. După ce am văzut după ce s-a întâmplat cu Lily și nu mi-a mai dorit așa ceva.
Beni, mama, de nenumărate ori mama i-am spus că ăla nu este un stil de viață sănătos, normal. Totul are o limită. Lucrurile, la un moment dat, trebuie să se așeze. Trebuie să devină și el un om, da, matur, să se maturizeze. Dacă nu v-a ascultat pe dumneavoastră, gândiți-vă că eu n-am însemnat nimic în fața lui în momentele alea critice. Știu, Lili, mamă, dar eu ce vină am eu? Eu am încercat să fiu alături de tine, dar nu știu. Dar eu mi-aș dori să fiu alături de voi. Deci eu din tot sufletul îmi doresc eu să-mi cunosc. Doar să o văd, nu trebuie să afle că sunt bunica sau nu, sau, e nu, exclus, deci, așa ceva, nu. Doar, e exclus. Doar așa să văd acest copil. Dumneavoastră nici măcar nu v-ați văzut nepoata? Nu. Nu, un lucru care mă macină. Mă doare foarte tare. Asta mă doare foarte tare. Trebuie să-i mulțumiți dumneavoastră. Pentru că el este cel care... Îți place? Mama. Unde s-a ajuns? Ești mândru? De ce ai creat? Este o secundă, că nu poți să dai vina pe mine. Până că la urmă, Doru nici măcar nu ți-a spus adevărul. Da? Adică? Cum adică? Ce mai e de aflat, Doru? Nu știu despre ce adevăr vorbește. Adică, pur și simplu am conștientizat, deci, că trebuie să-mi caut copilul, să te caut pe tine, da. Mi-am dat seama că am greșit, ok, cam târziu, dar niciodată nu-i prea târziu. Știi? Și n-a contat deloc faptul că, până la urmă, un alt prieten de-al vostru comun, Andy, poate spune ceva numele acesta, ți-a arătat niște poze de pe Instagram cu Lili, cu Beni, ce fericiți sunt ei, cu fiica ta. Hm? Și cea mică cu cine seamănă cu ea? Da, ca două picături, da. Ia uite. Da. Ce, mă? Cam invidios, a? Se ciudă? Nu, mă uitam, că nu se pierde timpul. Băi, de ce ar pierde timp? Nu a contat, da, deloc. Da, chiar suntem fericiți. Poate că a contat faptul că... Nu a contat deloc, doar faptul că ai ajuns într-un punct al vieții tale în care, na, ți s-a dus renumele sau faima ta te-a ajuns din urmă. Și nu prea mai ai căutare în stânga, în dreapta. Lumea cam știe ce faci tu. Tu tot la tine te gândești, nu te-ai gândit de fapt că ți-ai dat seama că ai greșit, că vrei o familie, că vrei să fii alături de fetița ta, de mine și așa mai departe. Tot la tine, că ți-era ție greu. Ar fi șocant dacă ți-aș spune eu că Doru s-a gândit că din moment ce tu l-ai iubit atât de mult, poate iubirea aia nu s-a evaporat cu totul din sufletelul tău? Ar fi șocant să afli asta? Aoleu! Doru, păi cât de patetic ești! Serios! Iară vrei să o faci să sufere? De ce ai venit la acești oameni să-i chinui? Păi nu, dar până joc de noi? Și pe maică ta ai adus-o aici ca să ce? Ca să... fie umilită până la urmă și să-i spun că nu o să-și vadă nepoata niciodată? Ca să fie amândoi la pământ? Realizezi ce-mi faci? Dumneavoastră știți despre episodul în care Lili a venit la el la birou? V-a povestit fiul dumneavoastră? Nu, pentru că fiul meu este foarte mândru și a fost foarte mândru de ceea ce a făcut el și ce poate să facă el. M-am dus cu burta la gură! Dar de ce nu te-ai protejat tu? Dacă tot nu îți doreai să ajungi într-o situație de genul. Mă scuzați, vreți să vă aduc aminte, domnule, cum s-a întâmplat? Că te-am avertizat că nu mai am ce trebuie. Și tu ai spus că nu e niciun fel de problemă, stai liniștită. Iubirea mea, da, asta, foarte liniștită. Uite-mă acum cu burta la gură și nu recunoști copilul. Băi, omule, trebuie să-ți asumi, trebuie să fii responsabil, ești adult, nu ești un copil, nu ești un minor. Băi, eu nu vreau să-mi asum un copil pe care nu mi-l doresc, punct! Iar tu îți dorești ca acest copil să aibă liniuță pe certificatul de naștere? Da, poate să aibă și hexagon, nu mă interesează. E problema ta, e copilul tău. Ipocrip o să fii. Da? Biologic sunt tatăl acelui copil, dar... A, și nu-l vei recunoaște, nu? Adică nu vei plăti pensia alimentară, nu ți-asumi absolut nimic din chestia asta, deci nu? Asta e problema. Adică e problema ta. Mea, da. A, păi de ce nu-i draga mea? Vrei să fac transfer bancar acum ca să terminăm? Bălciu, să nu mai stăm să ne certăm. Păi, ești chiar nesimțit, adică... Păi dacă ai venit chitită pe bani! Bă, dar eram ultima fraieră, eram urâtă, eram proastă, eram... Lili l-a avertizat pe fiul dumneavoastră că nu își va mai vedea vreodată fica. Atât el cât și voi știați despre asta. Da, mă, dar n-ai cum să-mi interziști chestia asta, ok. Cum adică n-am în acte e trecut alt tată, dar făcând test de paternitate, eu pot să nu demonstrez că nu există așa ceva. Meu. Adică
tu vrei să faci așa ceva. În sfârșit, o femeie care ți-a venit de hack, stimate, Don Juan, că te-ai crezit tu, te-ai trezit așa, șmecher, așa, între femei și le învârteai tu, uite așa, uite așa. Cum e acum, Doru? Cum e acum când ți-am spus să te potolești? Toți prietenii tăi ți-au spus asta. Fata asta a suferit, a venit după tine, da? În mod legal, te-am scos pe motiv că ai abandonat copilul, să știi. Tu nu ai absolut niciun drept, nici moral, nici nimic. Dar de ce nu ai acceptat totuși ajutorul din partea familiei lui Doru? Pentru că am înțeles că oamenii aceștia au vrut să te ajute financiar. Și ajutor financiar pentru ce? Că mai târziu se scoată ochii să, să vină să zică dar păi noroc cu noi, că altfel n-a de scos ochii. Doamnă, știți care e problema? Din păcate veți avea și noastră de suferit din cauza fiului dumneavoastră. Dar ce pentru că nu avem, Beni, că nu avem cum să facem treaba asta niciodată. Vrem, nu vrem să, ca copilul nostru, pot să zic acum, nu vrem să mai aibă de-a face cu Doru sau cu dumneavoastră sau cu soțul dumneavoastră și cu nimeni altcineva, în afară de noi, familia noastră. Vreau să vă intre foarte bine în cap faptul că nu o să vedeți fetița. Doamne, ai atitudinea asta în continuare care mă irită efectiv, tu te vezi? În loc să fii umil, zic și eu, ești arogant în continuare, egoistule. Eu sunt de acord cu voi, sunt de acord cu voi, Beni, dar gândiți-vă, eu nu am nicio vină și nu neapărat partea financiară. Eu vă înțeleg, dar nu mă interesează, mă înțelegeți și pe mine? Nu mă interesează absolut nimic, nici bani, nici să veniți la mine acasă, să stați cu ea, nimic, nici sub nimic. Lili, doar atât, să o văd, mama. Nu aveți niciun drept. Dar ai de gând ca măcar la un moment dat să-i spui fiicei tale adevărul? Când va fi destul de matură și va putea să... Mă mai gândesc la asta, nu? Se gândească și să ia decizii singură, da, da, îi vom spune, pentru că nu e bine să trăiască într-o minciună. Ce ți-am spus? Ai nenorocit atâtea persoane. Pentru ce? Pentru faima ta de băiat, de oraș, de băiat șmecher, de băiat care uite așa... Pentru că s-a gândit doar la el. Pentru că nici măcar nu a vrut să dea o șansă, să își ia puțin timp, că îl înțelegeam, s-a speriat, nicio problemă. E? Dar... Bă, măcar să se fi gândit, să analizeze situația, să vadă dacă cum facem, cum, cumva! Draga mea, haide să spun eu niște lucruri. Alte lucruri? În ziua în care a venit la tine și tu i-ai dat vestea că va deveni tată... Da, mi-aduc aminte, foarte bine. El venise acolo ca să-ți dea papucii. Ha. El era cu o altă tipă în mașină. Ah, oh, mi-e rău. Bine, dar tu văd așa agitat. Nu sunt agitat, sunt un pic îngândurat. Sigur, ești ok? Da, sunt foarte ok. Doar că am ceva de făcut și trebuie să-mi iasă din prima și mă gândesc să-mi așez eu planurile și ideile în cap. N-ai vrea să primi undeva, într-un loc așa mai retras? Să te ajut să te relaxezi puțin? Nu. Nu e cazul, stai liniștit. Bat de josnic. Semne de întrebare, adică de ce n-a nu s-a fost gândit nimic între el? Mișitifai, oricum a plecat. Dacă te întrebi de ce el nu a vrut să audă de tine sau de copil, motivul este următorul. Erau atâtea femei, nu? Adică a, cum să se oprească el la o femeie? Evident, adică cum să nu? Ți-a rămas însărcinată prietena și tu pentru ai... el a însemnat ce până la urmă? Ți-ai pus vreodată întrebarea asta? Sincer, nici nu vreau. Dar nici nu vreau să mă mai gândesc la asta. Adică, într-un fel e dureros în continuare. Nu vreau să... Măi, băiatule, dar tu ai avut sentimente pentru cineva? Ca respect față de noi, părinții, nu cred că ai avut. Și nu are în continuare. Cineva, nu știu, de vă zic eu, doamnă, persoană, vă spun eu, doamnă, că sentimente a început să aibă și tocmai de asta i-a fost frică. Când a început? A avut sentimente față de ea, că eu am fost prieten și am ieșit cu el la bere și știu foarte bine ce a simțit. Și atunci când a simțit că încep să se aprindă niște sentimente acolo, o flacără mică, bun, a dat cu piciorul. De ce pentru ai că e frică. Păi de ce ai fugit, lașule? Ca un laș, asta am spus tot timpul, că a fost un laș. Nu ai cum să reacționezi așa. Bă, repet, înțelegeam, îți luai un timp, te gândeai, rumegai. Dar discutam, comunicarea e cheia întotdeauna. Bă, poate înțelegeam și că aveai pe cineva în momentul ăla că îți luase mințile. Nu știu, bă, cred că aveam multe în ce cap. Ce trebuia Lili, mamă, să înțeleagă? Avea păi... lângă el o femeie frumoasă, o femeie intelectuală, o femeie care oferea un copil, un viitor.
O să rămâi singur, te-am spus de atâtea ori. O să rămâi singur. Păi dar cum? Nici pe tine măcar nu te iubești. Ai început să mă iubești și tu ai renunțat. Eu nu pot să înțeleg asta. Gravidă fiind. Cum? Tu te gândești puțin la tine? Da, faci o retrospectivă acum? Să mă implic. Pur și simplu mi-a fost teamă să mă implic. Și atunci ce mai cauți acum aici, după atâta timp? Când eu sunt realizată și împlinită și am un om lângă mine care m-a susținut din prima clipă. Nu te ajută la nimic să o minți în acest moment, deci nu o mai minți. Spune-mă de ce suntem aici, din punctul tău de vedere, de ce? Eu am venit să repar ce a fost între mine și ea și să mă apropii de copilul meu. Asta. Sau că ai văzut că suntem fericiți și tocmai cu mine că e fericită ea și de-ai venit să... Vide nu o să domini tu terenul. Chestia asta putea să fie și altcineva, nu neapărat că ești tu. Știi cât a însemnat Benny pentru mine în momentele alea? Când eu nu știam pe unde să scot cămașa, cum să mă port și cum să le spun părinților mei, cum să... Să fac orice! A picat omul potrivit la momentul potrivit, ok? Da, și vrei să-ți spun ceva? Pentru că noi suntem transparenți și sinceri și totul a pornit foarte frumos între noi pe sinceritate, repet, și pe asumare. Noi nu am pornit cu sentimente prea mari, ci pur și simplu a fost, exact cum ai spus, omul potrivit la momentul potrivit. Am construit împreună, dar a fost o alegere, mă, o alegere chestia asta, da? Ceea ce puteai și tu să alegi. Tu ai ales, de la început ai ales. Adică tu crezi în continuare doar că femeia asta te iubește? Eu ți-am spus de atunci, ai grijă de ea, că dacă nu... O să fac tot posibilul să ajung eu la femeia asta, pentru că mie îmi plăcea de ea. Eu aș vrea totuși să văd nepoții ca mamă. Nu vreau să devin paranoică, mama. Să vă urmăresc, să nu, urmări, mama, să nu, din nu să fac scene. Dumneavoastră plătiți prețul unor alegeri pe care fiul dumneavoastră le-a făcut. Pentru mine cea mai bună decizie. Este o decizie corectă. Adu-ți aminte când am stat de vorbă cu tine și ți-am zis lucrurile da, care ți le-am zis. Sincer, am luat nu ți le-am glumă, zis și n-am venit să te dau la parte, am venit și ți-am zis, băi, gândește-te bine ce faci. Că va veni vremea când vrei să strângi copilul în brațe și nu o să poți. Și ce am crezi? Am luat în glumă când ai cerut numărul ei de telefon, sincer. Nu, știi foarte bine că ți-am zis, sunt serios, ți-am zis. Dacă tu termin cu fata asta vreodată, lasă-mă pe mine, dă-mi numărul de telefon. Nu vreau să-ți bagi joc de ea. Oricum nu știu cât mai rost discuția asta, pentru că pe mine mă irit foarte tare, adică tot ce am aflat acum mă... Tu nu mai existi pentru mine. Și repet, copilul ăla nu o să-l vezi niciodată. A, că o să vreau să-i spun adevărul la un moment dat, că ar trebui să știe, e altceva. Dar tu n-ai ce căuta. Și te rog frumos să pleci. Băi, uite, și să ieși din viața mea definitiv, din viața noastră. Eu, sincer, aș vrea să discutăm. Ce să mai discutăm? Nu mai există ce. Trebuie să avem o discuție între patru ochi. Am avut, te-am acordat șansa ca să te eliberezi. Pentru că, na, sunt un om empatic, ce crezi? Nu ca tine. Dar atât, gata, s-a terminat. Înțelege asta, accepta, asumă-ți. Măcar acum asumă-ți. Tu ai ales, de la început ai ales. Adică tu crezi în continuare doar că femeia asta te iubește? Dacă și că ai putea să o învârți pe degete, așa cum ai făcut-o acum 5 ani. Nu e vorba de învârtit pe degete, dar totuși mă gândesc că putem discuta ca niște oameni între patru ori. Lângă soțul ei, omul care și-a asumat ceea ce tu nu ai fost în stare să asumi. Doru, dacă vrei să crească un copil. Dacă vrei să vorbești, poți să vorbești cu mine. Chiar vă rog, duceți-vă. Dacă tu crezi că eu încă te mai iubesc, te înșele amarnic. Sunt atât de fericită și am tot ce-mi trebuie lângă mine, tu nu mai existi. În momentul ăla în care tu ai plecat, mi-e rău, mai mă sufoc, îmi vine să vomit. E, asta simt eu acum, îmi vine să vomit. Pleacă! Pleacă odată! Benny, dă-l afară, gata, nu mai suport! Doru, hai să stăm noi de vorbă, hai! E prea mult! Dorule, sincer să fiu, n-am ce să fac, frate. Te-am primit în casa mea, ai văzut, te-am primit înăuntru, te las să vorbești, să spui ce ai de spus. Nu m-am băgat, m-am abținut, te-am lăsat mai mult pe Lili ca să nu zici
că, domne, că m-am ridicat eu cu pretenții și am făcut și ce n-am făcut. Eu ți-am spus de atunci, ai grijă de ea, că dacă nu, o să fac tot posibilul să ajung eu la femeia asta, pentru că mie îmi plăcea de ea. Da, ok. Știi foarte bine că m-am ținut de tine, dacă era să fiu vreun dână la parșiv, da, o, bă, Doamne, iartă-mă, nu știu ce, știi, și dar nu, am venit la tine și ți-am zis, băi, gândește-te bine că va veni vremea când o să vrei să strângi copilul în brațe și nu să ai cum. Ți-am zis. Și tu nu mai crezut, ai făcut ce ai vrut, ce știi tu mai bine. Da, m-am înțeles, ok, nu, legat de Lily, am înțeles din start mesajul, nu. Iar copil... N-am de ce să lupt pentru ea. Da. Sincer... Am înțeles și ideea, okay. Copilul nu mi se pare ok, dar... Sincer să fiu, cam are dreptate Lili, ai înțeles? Când va ajunge, va fi destul de matură și majoră să-și ia deciziile singură, dacă ea va vrea să te cunoască, noi o să-i spunem adevărul. Dacă ea o să vrea să te cunoască, nu o să ne impunem, îți dai seama. N-avem cum să facem treaba asta. Nu vrem să crească copilul, să trăiască într-o minciună, în primul rând. Ești tatăl ei biologic și are dreptul să te cunoască. Dacă ea o să vrea, sau dacă Lili se răzgândește mai devreme și vrea să-i spună Antonie chestia asta, n-am nimic împotrivă. Doar că ar fi bine pentru moment să-ți vezi de viața ta în continuare, să nu mai dai târcoale, să o lași în pace și pe Lili și pe noi. E mult mai bine așa. Ți-o zic prietenește pentru că am fost prieteni și eu zic că e mai bine așa. Cu toată dragostea mea către tine am avut sufletul deschis, mamă. Eu aș vrea totuși să văd nepoțica, mamă. Pare și foarte rău, dar nu. Și spun că sunt bunica ei. Nu. Deci trebuie să mă crezi că am ajuns până acolo încât să mă gândesc că, nu știu, aș vrea să știu la ce grădiniță o duceți voi. Nu vreau să devin paranoică, mamă. Să mă nu urmăresc, mă prind că urmăriți, că face nu, scene din astea de... Nu să fac scene, nu să fac scene, că nu vreau să... Nu vreau să nu ajung. Am nevoie de așa ceva în jurul copilului meu. Eu am nevoie de înțelegerea ta. Nu, mamă, cu acordul tău, pentru că nu vreau. Nu. Știu că ai suferit, doamnă, foarte cu tot mult. Respectul. Vă dați seama că, din păcate, Lilia are dreptate. Știu că are dreptate. Vă dați seama că în momentul în care o să fiți față în față cu nepoata dumneavoastră, nu veți putea să vă controlați emoțiile. Vă dați seama că cel puțin ei se va părea un pic ciudat, mai ales dacă dumneavoastră o să vreți să fiți o prezență cât de cât constantă în viața ei. Nu vreau să fiu chiar omniprezentă, vreau să... Doar să o văd. Niciodată nu o să-i spun că sunt bunica ei, cu toate că mă doare foarte tare, pentru că știu că Lilia a suferit foarte mult. Știu că Doru nu a procedat bine și că... Și-a dar înțeleg joc. Că dânsa a vrut să-ți fie alături. Da, dar probabil a vrut, și dar n-a fost de ajuns, adică trebuia să vină de la băiatul dânsei, nu de la dânsa. Dacă n-a putut dumnea ei să-l facă pe el să își reorienteze direcția și să o ia pe calea cea bună. Păi și te-ar fi ajutat cu ceva? Să știi că cineva stă lângă tine cu deasila? Nu, nici asta nu m-ar fi ajutat, bineînțeles că nu. De asta e mai bine că s-a întâmplat așa și nimic nu e întâmplător și nici nu vreau să iau în calcul altceva. Dumneavoastră plătiți prețul unor alegeri pe care fiul dumneavoastră le-a făcut. Lili, mama, nu acum, dar eu știu, peste... ceva vreme, mamă. Adică, măcar să o văd, mamă. Nu există, nu există. Îți promit că niciodată nu o să-i spun, adică nu să vă fac să suferiți, pentru că știu cât ai suferit după Doru și cât te-a făcut să suferi, deci nu vreau să sufere copilul ăsta. Nu o să vă puteți abține. Credeți-mă. Lilișor, acum mamă. Vă înțeleg, dar... Nu o să vă puteți abține. Poate, nu știu, hai să zic că nu ne vedem face-to-face, dar... Măcar dacă ai reușit să-mi trimiți așa, eu știu, câte o fotografie sau, eu știu, un episod din... Adică dumneavoastră nici măcar nu știți cum arată nepoata dumneavoastră. Nu, domnule, nu. În niciun caz. Și asta vă spun de ce. Vă argumentez. Pentru că v-ați alimenta și mai tare starea asta. Și nu ar fi ok. Tot pentru dumneavoastră nu ar fi ok. Și nu. Nu. O să ajungeți să fiți paranoia. Să... Nu, gata. Și vă rog frumos să plecați. E prea mult. Lili, poate te mai gândești. Nu există. Nu ați făcut destul. Îmi pare rău. Știu că e dureros, că e mamă, dar pentru mine e cea mai bună decizie. Este o decizie corectă.
Nu vreau să îmi porți dușmanie, nu port dușmanie, a fost o chestie care... Eu nu port dușmanie. Eu ți-am zis, nu, uite, întreabă, ai văzut, ți-a zis, i-am spus tot adevărul, nu m-am ferit, n-am mințit cu nimic. Pentru că mint și n-am nimic de câștigat. Mai bine să știi adevărul, asta a fost situația, m-a acceptat, am crescut copilul ăla, e sănătos, mulțumim Dumnezeu. Și mai mult de atât n-am ce să fac. Bă, chiar apreciez tot ce ai făcut și faptul că ai acceptat să mă las să încerc să discutăm. Doru, crede-mă că eu chiar te-am considerat prieten și n-am vrut să fiu un las sau să eu știu ce mai zici. Chiar am ținut la tine ca la un prieten, crede-mă. Și mereu am venit și ți-am dat sfaturi și ți-am zis, bă, nu e bine, bă, nu e bine. Dar crede-mă că la un moment dat de asta am și plecat de lângă tine și nu am mai stat lângă tine pentru că poate, da. Doamne ferește, ajungeam să fac ca tine și nu e bine. Înțelegi? Pare rău. Păi, ce să zic? Să ai grijă de Antonia. Crede-mă că o să am. Așa cum ai avut și până acum. O să am. Doamna Gina ar fi fost copleșită de emoții. Și e normal, adică ai văzut-o doar stând de vorbă cu tine. Da. Dar aminte să-și vadă nepoțica. Din păcate, plătește prețul pentru faptele fiului său. În viață toate se plătesc. Mai devreme sau mai târziu, da. Vezi, știam că o să vină momentul ăsta, mă bucur că s-a întâmplat. Acum am rezolvat, ne-am făcut înțeleși. Sper că au înțeles și ei. Eu cu Doru i-am explicat. Nu știu ce ai vorbit tu cu maică să... Nu-ți dai seama, aceleași lucruri. Dar de acum putem să ne vedem de viețile noastre liniștiți. Și nu o să mai avem probleme. Din păcate, Doru și-a dat seama prea târziu cât de importantă este o familie în viața unui om. Deși a fugit de responsabilități, abia pus față în față cu noua familie a fostei lui iubite, el și-a dat seama cât de mult a pierdut. Cel mai trist este faptul că a pierdut privilegiul de a fi tată, interzicându-i se dreptul de a-și crește copilul. Devastată de respingerea lui Lily, este și mama lui Doru, care, la rândul ei, nu-și poate vedea nepotul. Practic, fiul ei a ajuns să plătească un preț foarte mare pentru greșelile lui din trecut, pentru felul nedrept în care a tratat-o pe Lily, care cândva și-ar fi dorit o familie alături de el. De aceea, Lily nu poate fi condamnată că și-a refăcut viața alături de Benny, cu care formează un cuplu reușit și alături de care poate avea o familie adevărată. Ce faci, copilul meu? De ce a vrut Dumnezeu așa cu tine, mamă? De ce a vrut Dumnezeu așa cu tine? Tu știi cine sunt eu? Ei, cum aș putea eu să trăiesc cu ideea că toată viața mea, soțul meu, o să fie o legumă pe care va trebui să o hrănesc, că nu va ști cine sunt? Habar nu am de nimic. Băi, nici pe Adrian nu-l cunoști. Dar de unde să-l cunosc? De unde să vă cunosc? Bună, te rog. Nici pe mama nu mi-aduc aminte. Ai mei vin în fiecare zi la mine. Mama, soția, toți îmi spun cât de familist eram, că cât de fericit eram alături de soția mea. Soțul meu a suferit un accident și și-a pierdut memoria. Cum nu a suferit? Păi de unde știți dumneavoastră, îl cunoașteți mai bine decât mine? Îmi cer iertare dacă v-a provocat vreun disconfort sau ceva, dar nu mai ține minte absolut nimic. Dacă în caz, deși aduce aminte, deci revine cu situația în care este, atunci vom sta de vorbă. Și eu ce fac cu fetița, dar care nu știu, e, o să se nască în câteva luni? Dar nu mă interesează pe mine!